sunt Diana Pătruț, bun găsit la știrile Gorj TV, iată principalele subiecte ale ediției. Este alertă din nou în Bumbeș Pițic după ultimele ploi. Pământul a început din nou să o ia la vale și se prăbușește cel puțin câte un metru în fiecare zi. Oamenii sunt îngroziți, iar autoritățile nu pot face nimic. Tot aici, anul trecut, au fost înregistrate pentru prima dată în zona alunecări de teren importante. Liderul de sindicat, Gheorghe Peptan, a intrat din nou în greva foamei după ce a stat 7 zile în greva foamei pentru ca sediul CEO să rămână la Târgu Jiu. Sindicalistul a apelat din nou la această formă extremă de a protesta față de miile de concedieri care se anunță în acest an. Pandurii ASEA Târgu Mureș a fost cel mai violent meci din acest an. Jucătorii lui Edi Iordănescu au reușit să se impună cu 2-0 la capătul unei partide extrem de brutale. Arbitrii au acordat 4 cartonașe roșii toate mureșenilor. Autoritățile locale din comuna Bombeș Pițic sunt în alertă de câteva zile. Asta după ce pământul a luat-o din nou la vale, în zona în care anul trecut au fost înregistrate primele alunecări de teren. Deja pământul s-a prăbușit cu cel puțin un metru și continuă să se afunde pe zi ce trece. Situația este acum monitorizată și de autoritățile județene, care trebuie să ia toate măsurile pentru ca persoanele din zonă să nu fie în pericol. Anul trecut, pe 25 februarie, comuna Bumbești Pițic a fost guduită de o alunecare de teren care a distrus mai multe gospodării. La vremea respectivă, zona a fost păzită de jandarmi pentru ca hoții să nu fure lucruri din casele părăsite de sinistrați. Astăzi, localnicii rămași se tem că își vor pierde locuințele. Era tot ruit și bine. Am făcut ca să ieșim acasă. Nu știu să lasă pifrania, crepăturile. Unde am făcut umplătură de pământ, crepă se așează jos. Păi muncesc de la Revoluție și e posibil să o pierd înainte de a termina-o. Acum un an de zile ni s-a promis că ni se dă bani, că ni se dă... Ce Dumnezeu ni se dă? Nu ni se dă nici pământ. Ni se spune că nu avem voie să luăm balast din râu ca să înfundăm gropile astea. Chiar așa e posibil să nu se poată da niște piatră, balast, pământ. Nu cere miliarde. Am colaborat prin domnul primar, nu ne-am dus la prefectură. Am tot așteptat, s-a avut anul de zile, chiar miercuri am scris la domnul prefect în audiență. Poate dumneavoastră nu cunoaște ce e aici, că e nou în funcție și mă rog. Să vedem ce ne spune, că nu e în regulă. Veți avea unde să vă duceți dacă se va pune problema să se dărâme, eu știu, să nu fiți în pericol? Orice om găsește, trebuie la un vecin, trebuie la o rudă, dar cât te duci? Acum, la un an de la nenorocire, episodul se repetă din nou. Primele semne au început în urmă cu o săptămână, iar ieri Comisia pentru Situații de Urgență a semnalat o altă prăbușire de cel puțin un metru. Practic, avem probleme cu această alunecare și se apropie din ce în ce mai mult de casele locuitorilor. Câte case mai sunt aici? 2 case mai sunt aici, dar problema mă surprinde pentru că într-o noapte, totul se întâmplă așa, instantaneu, deci nu se întâmplă cu timpul. Într-o noapte se lasă 1 metru și cu asta nu se mai poate circula deloc. Reprezentanții județului Gorj cunosc situația și monitorizează atent în aceste zile zona, pentru a vedea dacă mai intervin modificări. La Bumbeș Pețig, în satul Cârligei, pe drumul sătesc 25, s-a reactivat acea alunecare, practic. Acum este o prăbușire, m-am discutat încă de ieri cu domnul primar și cu cei de la ISUP. Era o echipă de la ISUP împreună cu cei de la SEGA pe alte domenii pentru verificarea cursurilor de apă, pentru că este această perioadă. De asemenea, am discutat după aceea și cu inspectoratul județean de situații de urgență, cu comanda inspectoratului. Este foarte important să vedem ce se întâmplă. Se monitorizează evoluția fenomenului, care deocamdată s-a stopat, dar sunt imprevizibile. Vom trimite probabil că mâine o comisie totuși să verifice dacă în aceste 2 zile s-a mai activat alunecarea. De fapt e afundare,
prăbușire. Fenomenul este specific acolo și va trebui să luăm o decizie, dar este foarte important ca cele două case care mai sunt locuite, locatarii să fie foarte atenți, să se monitorizeze de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență evoluția fenomenului și, dacă va fi cazul, evacuarea imediată. Anul trecut, Prefectura Gorj a ajutat autoritățile locale cu 1 miliard de lei pentru motorina consumată de utilajele aduse pentru refacerea drumului. Comisarul OPC Ilie Lungu, acuzat că a luat mită, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. De asemenea, fostul primar de la Rovinar este obligat și să muncească în folosul comunității la DGASPC pe o perioadă de 60 de zile. Lungu și-a petrecut și 24 de ore în arestul IPJ Gorj. Decizia instanței însă nu este definitivă. Reamintim, Ilie Lungu a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție în timp ce lua mită de la un om de afaceri pe care voia să-l amendeze. Comisarul OPC ceruse 500 de lei mită de la omul de afaceri. Pentru a fi eliberat din arest, Lungu a trebuit să achite o cauțiune de 5.000 de lei. De 14 ani este comisar la OPC Gorj, iar în perioada 1990-2000 a fost primar la Rovinari. Liderul de sindicat, Gheorghe Peptan, a intrat din nou în greva foamei. După ce a stat 7 zile în greva foamei pentru ca sediul CEO să rămână la Târgu Jiu, sindicalistul a apelat din nou la această formă extremă de a protesta față de miile de concedieri care se anunță în acest an. Se vehiculează aproape 4.000 de oameni care ar urma să plece acasă. Managerul interimar al CEO, Laurențiu Ciobotărică, le-a transmis că programul de restructurare va fi reanalizat. Președintele sindicatului Mine Energie, Gabriel Căldărușe, a încercat să-l convingă pe Gheorghe Peptan să renunțe la această formă de protest. Dumnealui are o stare de sănătate precară, știu de dinainte, are 2 accidente vasculare, are probleme cu inima, hipertensiv. Dumnealui, pot să spun că la ora actuală n-are absolut niciun interes propriu, e foarte nemulțumit de acel program de restructurare care s-a anunțat a fi foarte dur, e nemulțumit de mai multe lucruri. Peptan spune că are informații potrivit cărora Consiliul de Supraveghere ar vrea să trimită acasă 4.000 de mineri și energeticieni. Se vizează nu 2.000 de salariați să fie disolvizat, 4.000 de salariați, așa cum spuneam înainte la precedenta greva foamei, de numărul între 3 și 5.000, iată că acum s-a adeverit afirmațiile mele și care doresc cu orice echip Consiliul de Supraveghere să le realizeze în scurt timp. Eu consider și disponizările, așa cum discutai și cu domnul director general Ciubotărică, să se facă disponizări, dar în sub altă formă, să mergem, să facem demersul pentru reducerea vârstei de pensionare la 50 de ani, așa cum era în anii precedenți. Astfel ar putea pleca acasă aproximativ 5.000 de persoane care s-ar putea pensiona. Managerul interimar al CEO, Laurențiu Ciobotărică, le-a transmis că va fi reanalizat programul de restructurare. Domnul director general i-a spus azi dimineață că dacă ministrul stabilise anumite criterii pentru ocuparea unor funcții, prin ceea ce s-a întâmplat până acum, sunt oameni care n-ar îndeplini aceste condiții. La care replica domnul director general a fost că să aștepte directoratul de azi, că se vor face corecturile necesare. Căldărușe susține că nu s-a stabilit nimic la ședința Consiliului de Supraveghere al companiei, deși se vehiculează că vor pleca 2.000 de oameni din CEO până la data de 10 iunie. Dar ce s-a stabilit săptămâna trecută la București? Vă spun un lucru, că nu s-a stabilit nimic, ca să vede acest lucru și datorită faptului că acea comisie mixtă, după cât se pare, nu va mai fi întrunită. Din informațiile pe care le avem, cei din București sunt nemulțumiți cu tăierile anunțate și vor un plan de restructurare sau nu numai un plan sau o tăiere a cheltuielilor mai mare decât până acum, decât propunerile venite din partea directoratului. Gheorghe Peptan spune că a apelat la acest protest și pentru a primi o garanție că sediul producătorului de energie va rămâne la Târgu Jiu. Având în vedere că nu e certitudine cu privire la menținerea sediului la Târgu Jiu, am apelat din nou la această formă de... E riscul meu. Subprefectul județului Gorj, Sorin Arjoca, a declarat că reprezentanții CEO trebuie să monitorizeze starea de sănătate a protestatarului pentru ca viața să nu-i fie pusă în pericol. Deocamdată pe noi și ca întotdeauna, mult special pe domnul prefect și pe mine și noi ca instituție, ne interesează sănătatea persoanelor care sunt în astfel de situații și în măsura în care, și avem grijă să fie monitorizați, în măsura în care protestul dumnealor este de competența instituției noastre, vom face toate demersurile, dar dacă este vorba de un protest legat de alte instituții, este obligația instituțiilor respective să analizeze, să vadă despre ce este vorba și să ia măsuri. Este foarte important ca viața cetățenilor să nu fie pusă în pericol.
Sindicalistul spune că va rămâne în greva foamei până va primi un răspuns concret care să dea asigurări că nu vor fi făcute disponibilizări masive. Colegiul director al Uniunii Artiștilor Plastici din Târgu Jiu reacționează după scandal. Aceștia confirmă că Doru Strâmbulescu și Adrian Tudor au participat la ședința în care a fost mazilit artistul plastic Paul Popescu. Motivarea prezenței lor în această ședință este de-a dreptul copilărească. Invitat la emisiunea În Interes Public de la Gorj TV, sculptorul Paul Popescu a explicat cum s-a desfășurat întâlnirea la care a fost suspendat. Aceasta a fost prezidată chiar de Doru Strâmbulescu, el de altfel neavând vreo calitate în UAP. Colegiul director al UAP Târgu Jiu a transmis că sculptorul Paul Popescu a fost suspendat pentru un an. Propunerea a fost înaintată și conducerii centrale. Directorul UAP Târgu Jiu, Vasile Puiorea, a recunoscut că Doru Strâmbulescu și Adrian Tudor au participat la această ședință. Prezența la ședința adunării generale a domnului Doru Strâmbulescu, managerul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș, se datorează invitației făcute de conducerea filialei Târgu Jiu a UAP din România, în vederea discutării proiectelor culturale pe care cele două instituții culturale le vor desfășura pe parcursul anului 2016 în parteneriat. Menționăm că sediul Galeriilor Municipale de Artă din Târgu Jiu se află în administrarea Centrului Brâncuș, iar programele expoziționale și taberele de creație desfășurate împreună s-au bucurat de-a lungul vremii de un real succes din partea publicului iubitor de artă și o unanimă apreciere din partea criticii de specialitate. Motivarea prezenței lui Adrian Tudor este însă puerilă. Spre exemplu, viceprimarul a venit să le mulțumească artiștilor plastici pentru modul în care înțeleg să-l promoveze pe Brâncuș. De asemenea, precizăm că la lucrările ședinței a fost prezent pentru doar câteva minute domnul viceprimar Adrian Tudor, care avea de clarificat unele probleme instituționale de serviciu cu managerul centrului Brâncuș. Profitând de ocazia întâlnirii, domnul viceprimar Adrian Tudor a dorit să mulțumească încă o dată artiștilor plastici gorjeni pentru modul în care înțeleg să se implice în promovarea valorilor noastre culturale și a lui Brâncuș, mai transmite UAP printr-un comunicat de presă. Ședința în care s-a decis soarta lui Paul Popescu s-a făcut în lipsă, astfel că artistul nu a mai avut nici dreptul la apărare. El era în Râmnicu Vâlcea la o expoziție. Aceasta ar fi fost programată la Muzeul Județean, însă a fost împiedicat să-și expună operele la Târgu Jiu. Am impresia că a fost regizată după un plan mult mai diabolic, deoarece eu, în lejeritatea care mă caracterizează, chiar spusesem unui coleg despre care pot să spun că îi cam interzisesem cândva să încalce pragul atelierului, că era purtătorul de vorbe. De acum, eu spun prin intermediul dumneavoastră că nu mai are ce căuta prin atelierul meu, nici el, nici familia lui. Și omul a transmis că eu voi fi plecat la Vâlcea să-mi ridic expoziția pe care am deschis-o pe 18, împins din muzeu cu această expoziție, deci tot de domnul Adi Tudor, punând presiuni pe directorul muzeului. Bineînțeles că nu va recunoaște, nu a recunoscut și nu va recunoaște niciodată. Mai mult, Paul Popescu a aflat de la reporterii Radio Târgu Jiu că a fost suspendat. Mă sună o colegă a dumneavoastră de la radio. Diana Pătruț. Diana Pătruț. Redactorul Jiu, da. Și îmi spune ce, domnule Popescu, ne puteți da și nouă un scurt interviu referitor la ce s-a întâmplat aseară. Zic, domnule, dar ce s-a întâmplat aseară? Papa, n-am. Zic, mi-am uitat telefonul la atelier. Zic, referitor la asta. Și nu, păi nu știți, a fost suspendat din UAP. Zic, domnule, mă face să râd. Zic, pe ce motiv? Că știți, interviurile și-ați dat. Și nu neapărat acea referire la cuiele bătute în poartă. Însă mazilirea lui Paul Popescu este pregătită de mult, susține artistul. Asta pentru că a criticat mereu managementul defectuos al celor care administrează cultura gorjeană. Păi de îndată ce m-au sancționat și acum 2 ani pentru că am stricat bunele relații cu primăria și centrul Brâncuș, sursa, veșnica sursă, și a deranjat foarte tare în acel interviu că am spus că, dom'le, cereți comunității acestea. Dar ce oferiți? Mi se pare de bun simț, în momentul în care ceri cu o mână, să și oferi cu mâna cealaltă. Directorul centrului Brâncuș, Doru Strâmbulescu, a prezidat ședința. S-au adunat cu toți, erau ca lei în cușcă. Nu mă apărea domnul Tudor. L-așteptau. L-așteptau.
L-așteptau să vină să le mulțumească, cum spunea dumnealui, pentru buna colaborare în cadrul manifestărilor. A fost sunat de celălalt reprezentant al unei instituții care aparține primăriei. Primăriei, domnul Doru Sâmbulescu, da? Domnul Doru Sâmbulescu. A venit. Au discutat ce au discutat. Totul s-a petrecut foarte repede, după care omul a transmis menționatele mulțumiri, le-a promis susținere în continuare în demersurile dumnealor și s-a retras. Pentru că știa ce va urma și probabil s-ar fi plictisit. Așa, aveți convingerea PR-ul, că... PR-ul seratei de acolo a fost Doru Strâmbulescu. Deci a fost Doru Strâmbulescu. El a rămas până la sfârșit, a dat indicații, a ridicat tonul. Și la mai bătrâni și la mai tineri. Și că e om de cultură, omul de cultură are cam multe curiozități. Nu poate să se lămurească să-și umplă toate golurile. Era o ironie asta. Întrebându-mă... Numai Florin Cârciumaru, sfătuitorii săi l-a văzut director pe Strâmbulescu. Printre altele, o curiozitate, și aș aminti domnului Strâmbulescu cum că acea curiozitate fatidică a omorât pisica. Are el o curiozitate să îmi public o lucrare de doctorat. Domnule Strâmbulescu, stați liniștit, un cuvințel nu e plagiat. După scandalul creat, primarul Florin Cărciumaru i-a muștruluit pe cei doi. Știți dacă a participat și viceprimarul Adrian Tudor? Nu știu, mai mult decât este scris în presă. Dacă a participat, nu a făcut bine, pentru că dumnealui nu trebuia să fie prezent la o asemenea întâlnire, lucru pe care i l-am reproșat și de dimineață. Și bineînțeles că aceeași discuție am avut-o și cu Doru Strâmbulescu, la fel că nu trebuia să se ducă la o ședință, la o analiză a activității unui membru al Uniunii Artiștilor Plastici, pentru că din informațiile pe care le am, dumnealui nu face parte din această uniune. Viceprimarul Adrian Tudor, care are în subordine cultura, a reacționat pe Facebook. A postat câteva versuri de Adrian Păunescu. V-am spus că sunt un om periculos și nu mi-ați luat avertismentul în seamă. V-am spus să aveți pentru persoana mea un plus de îngrijorare și de teamă. V-am spus că fac teribil de urât, de sunt călcat puțin pe libertate. V-am spus că sunt oșteanul credincios, dar care doar cu inamici se bate. Propunerea ca Paul Popescu să fie suspendat a fost transmisă conducerii centrale de la București. Joi se decide soarta Pandorilor. Participarea în cupele europene depinde de principalul acționar, Complexul Energetic Oltenia. Adunarea generală a acționarilor de la Clubul Pandorii se va întruni joi 10 martie pentru a stabili finanțarea pentru sezonul viitor. Pandorii are nevoie de un acord de finanțare cu acționarii, fără de care nu poate obține nici licența pentru a evolua și sezonul viitor în Liga 1. Primăria Târgu Jiu, Consiliul Județean Gorj și Artego și-au stabilit deja partea de finanțare, iar sindicatele miniere din USMO urmează să anunțe. Cel mai mult contează acum cu cât va mai contribui Complexul Energetic Oltenia, principalul acționar al clubului. Presa locală citează surse care susțin că producătorul de energie va aloca jumătate din cât a acordat sezonul trecut. Șoferițele care s-au aflat astăzi în trafic au fost oprite de echipajele poliției rutiere și de cele din cadrul poliției locale Târgu Jiu. Oamenii legii le-au tras pe dreapta pe doamnele și domnișoarele aflate la volan, dar nu pentru a le amenda, ci pentru a le oferi o floare și o felicitare de 8 martie. Emoții mari astăzi pentru doamnele și domnișoarele care s-au aflat la volanul autoturismelor personale. Acestea au fost oprite în trafic de echipaje ale poliției rutiere, care le-au iertat de data aceasta dacă au greșit și le-au răsplătit cu câte o floare. V-am oprit să vă mânăm o floare cu ocazia zilei de 8 martie. Și vă dorim succes pe mai departe. Văd că intenționați să obțineți permisul de conducere. Da. O zi bună vă dorim, să rămână. De ce nu? Da, cum trebuie chestia asta? Frumos! Chiar sunt surprinsă plăcut. M-am speriat că eram atentă la colegi. Cum îmi vedeți chestia? Foarte frumos, un gest foarte frumos. Mai ales cu ocazia asta bunică a primăverii. Foarte frumos din partea lor.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorci urează tuturor doamnelor și domnișoarelor un sincer la mulți ani și o primăvară frumoasă. Și polițiștii din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu au ieșit astăzi în stradă. Aceștia au dăruit la rândul lor flori tuturor doamnelor și domnișoarelor întâlnite în trafic. Poate Poliției Locale, urarea de la mulți ani, o primăvară frumoasă și în același timp fără eveniment în trafic. O primăvară frumoasă și zi plăcută. Mulțumesc, la revedere. Numai bine, de așteptat. Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a municipiului Târgu Jiu au oferit astăzi doamnelor și domnișoarelor în calitate de conducător auto flori, însoțite de urări de bine, dar și fără eveniment în trafic. Acțiunea polițiștilor a devenit deja o tradiție, ca în fiecare an, de 8 martie, să dăruiască florii conducătoarelor auto. Distracție, flori și cadouri. De asta au avut parte toate doamnele și domnișoarele astăzi. Pe 8 martie este ziua femeii, așa că pregătirile sunt întoi și acum peste tot. De la florării, saloane, până la localurile unde vor fi organizate petreceri în această seară. Domnii au ieșit și ei încă de la primele ore ale dimineții să cumpere cadouri pentru femeile din viața lor. Luna martie este prima lună a primăverii, când toată natura renaște și razele soarelui încep să ne încălzească sufletele. În această zi, bărbații dăruiesc flori și cadouri femeilor din viața lor. Preferințele reprezentantelor sexului frumos în ceea ce privește darurile primite cu ocazia zilei de 8 martie corespund în mare parte cu ceea ce primesc deja. Acestea își doresc flori, bijuterii, dar și parfumuri. Întâi sănătate și o floare e foarte binevenită. Da, sănătate, multă. Să mai iubească copiii și nepoții cât voi mai fi pe picioare. Toate femeile să aibă parte de copii, de nepoți buni și de sănătate. E, uite, stăm pe aici un pic, mă duc acasă, fier mucenici. Un lănțușor de aur. Să vedem, că până acum nu îmi dădu nimic, să vedem, poate mai târziu. Cu siguranță o să vă dea și mai târziu. Da, poate. Aștept. Cum o sărbătorii ziua de azi? Păi, eu știu. Frumos, eu zic. O să mergeți la un restaurant? Da, la un restaurant de seară cu soțul, cu prietenii de familie. Am primit deja o floare, am primit mărțișoare. O floare am primit-o de la o vecină, mărțișoarele de la copiii mei și de la soț, o ciocolată. Domnii sunt dispuși să scoată din buzunar câteva zeci de lei pentru femeile din viața lor. La ce cadou v-ați gândit să luați soției dumneavoastră pentru data de 1 martie? O floare frumoasă, un trandafir, o lalea. O să o scoateți în oraș în seara asta? Cred că nu, că suntem mai în vârstă un pic și nu ne mai permitem. Dar, în tot caz, acasă servim ceva bun. Ne pregătim pentru așa ceva. Bănuiți cam ce își dorește doamna să primească? Doamnele, în special, un cadou, e ceva, eu știu, floarea e cea mai frumoasă în ziua de azi. Da, de la 50 de lei în sus. Fiind asociată cu primăvara, ziua de 8 martie este legată simbolic de flori. Mai exact, mascota internațională a femeii este laleaua. Aceasta reprezintă primăvara și gingășia. Sărbătoarea datează din timpul legendelor despre zeii Olimpului, când grecii au închinat zeiței Sibel, zeița pământului și mama tuturor zeilor, festivalul Hilaria, desfășurat de pe 15 până pe 18 martie. Legenda zeiței Sibel a fost preluată și în mitologia romană, iar cultul ei, prin urmare, sărbătorit și în calendarul roman. Localitatea Bâltene a ajuns în pragul disperării după ce a fost păcălită de un bărbat pe care l-a cunoscut pe Facebook. Femeia spera la o relație de lungă durată, însă s-a trezit păcălită de cel alături de care încerca să-și întemeieze din nou familie. Cum a ajuns victima unei înșelăciuni și de ce îi cer acum bărbatul 150.000 de euro, vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi!
Întors la știri, o femeie din localitatea Bâltene a ajuns în pragul disperării după ce a fost păcălită de un bărbat pe care l-a cunoscut pe Facebook. Femeia spera la o relație de lungă durată, însă s-a trezit păcălită de cel alături de care încerca să-și întemeieze din nou o familie. Acum a ajuns victima unei înșelăciuni și riscă să-și piardă și casa în care locuiește de ani de zile. Constantina Ciuculete este asistentă medicală la spitalul din Rovinari. Femeia este singură și își dorea să-și găsească jumătate alături de care să-și petreacă bătrânețile. O prietenă a acesteia a cunoscut un individ pe internet. Nu i-a plăcut, așa că l-a plasat amicei sale, Constantina. Eu l-am cunoscut pe internet, a venit, ne-am cunoscut și mie nu mi-a plăcut. Și eu știind că ea vrea să cunoască pe cineva, i-am dat telefon și am întrebat-o. Și a zis că să vină să-l cunoască, știți? Și mai departe n-am ce să vă spun, doar atât. Constantina l-a primit în casă pe Marcel Pipoi, bărbatul din Mehedinți, cu care a început o relație de prietenie. Numai că individul nu avea aceleași intenții, ci doar să o lase fără bani și avere pe femeie. Așa se face că, potrivit asistentei medicale, individul i-a sustras o copie după buletin, i-a fabricat semnătura și acum femeia s-a trezit târâtă în instanță de individ sub pretextul că trebuie să-i înapoieze acestuia suma de 15.000 de euro pe care chipurile i-ar fi luat cu un prumut de la el. Parcă pur și simplu m-a hipnotizat. Era un, avea papagal, avea vorba, avea în el foarte multă șmecherie, nu mă pricep cum a putut să-mi facă mie chestia asta. Am luat hârtia când am văzut că e ceva dubios și am pus-o în sertare. El a venit pregătit cu niște cappuccino ca să-i fac o cafea, eu am mers în bucătărie să pregătesc și el în acel timp mi-a sustras copia de buletin. Și a plecat automat de la mine din casă. Ca să aud după 5 luni, că el pe copia mea de buletin a scris că mi-a dat 15.000 de euro, că am făcut un act contractual, că i-am promis că îi dau casa în care locuiesc cu copiii, dar cum puteam să fac chestia asta? Nici măcar n-am taxă de succesiune ca să promit că eu vând o casă. Ieri Constantina Ciuculete a fost târâtă la judecătorie, unde individul încearcă să obțină autentificarea actului prin care dovedește că femeia din Bălteni este datoare vândută la el. A adus și un martor, despre care asistenta medicală susține că este unul mincinos. De unde mă cunoști pe mine? Cum poți să fii martor mincinos la judecată? Cum poți să fii un martor cum mincinos? Vă cunosc? De unde mă cunoști pe mine? Nu, dar semnat, doamnă. Ce am semnat? Contractul de vânzare. Uite-te în ochii mei, ce contract am semnat? Ce contract? Cum poți să afirm? Ce am semnat eu contract? Poți să se dovedească, doamnă. Ce să dovedească? Nu treceți de mine, doamnă. Stai cu lea și uite-te aici. La cine să mă uit? La dânsul? Da, da, cum poți să minți? Nu-i problemă. Cum poți să minți? Cum s-a fost de față? A fost de față? Unde ai fost de față? Unde? 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 Unde ai fost de față? Te rog frumos. Unde ai fost de față? Femeia nu a stat cu mâinile în sân, ci a mers la poliție unde a depus o plângere. De parte, m-am speriat, am venit la proces cum am fost chemată. Am fost chemată, m-a dat el în judecată că n-am respectat promisiunea contractuală, care nu s-a făcut, nu s-a scris, nu s-a mers la notar. Cum s-au putut da banii aceștia? S-a făcut plângere la poliție, la pachet? Am făcut plângere la poliție după ce am fost chemată în instanță. Nu am crezut că s-a putut face pe o copie de buletin să se poată scrie asemenea măgărie. După aceea am aflat de la prietenele care mai erau pe Facebook că le-a promis că are deja o casă care o va câștiga în instanță. Dosarul a ajuns acum la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, unde procurorii încearcă să facă lumină în acest caz. Stimată doamnă, pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu a fost înregistrat un dosar de urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și șantaj, ca figurează ca persoană vătămată doamna Ciuculete Constantina și se fac cercetări pentru stabilirea situației. De fapt, în acest moment nu există o persoană bănuită pentru săvârșirea acestor infracțiuni, însă la finalul cercetărilor vă vom ține la curent. Potrivit asistentei medicale, se pare că nu este singura victimă a mehedințeanului, acesta având pe rolurile instanțelor mai multe procese asemănătoare cu cel intentat de ei. Doi tineri din județul Gorj au dat meseria pe pasiune. Un inginer electromecanic și o contabilă de profesie au ales agricultura. Este vorba despre doi tineri din Mușătești care au investit peste 100 de mii de lei în mai multe solarii. Afacerea este abia la început, însă aceștia speră să poată obține și fonduri europene care să-i ajute să le crească profitul. Acesta a fost reinvestit în cei doi ani de când au pus pe picioare solarii pe o suprafață de aproape 2000 de metri pătrați.
Suntem în Mujetești, județul Gorj. Aici își duc traiul peste 2000 de suflete, oameni mândri de obârșia lor și harnici, care au reușit să facă agricultură printre pietre. Printre aceștia am găsit și doi tineri, proaspeți absolvenți de facultate, care au renunțat la meseriile lor și au ales să se ocupe de agricultură. Place unde s-a născut și iubește agricultura. Și din pasiune, pentru asta am încercat să... Merită să faceți așa ceva? Este costisitor, este dificil... Costisitor este, deocamdată tot ce am investit, reinvestim mereu, că dacă nu reinvestim, nu se poate. Și cu piața de desfacere este cam greu. Vindeți doar în Târgu Jiu? Da, în Târgu Jiu și în Petroșani și Novaci, în jur, aici. Pentru început l-au convins pe Constantin Toma, tatăl lor. Aici avem o plantație de căpșuni înființată acum 2 ani și acum e al doilea an de producție, care... Sperăm să meargă. Ce sunt fețe cultivate aici? Aveți multe solari? Avem 1700 de metri de solarii și vreo 2000 de metri de căpșuni, de plantate de căpșuni. Acum se ocupă de legumele de sezon, însă nu se poate vorbi despre un profit până în acest moment. Ce plantați în solar? Actualmente avem spanac, ceapă, salată. Și cam atât. Și am încercat acum să facem și niște răsaduri pentru noi în special. Cât de profitabilă este afacerea asta? E greu de spus cât de profitabilă. Deocamdată suntem la început de drum și e foarte greu până vă dați seama că noi le-am făcut pe proprii, pe al noastră, așa, și vedem de acum înainte. Cât a costat să puneți totul? Totul? Oricum, solarile care sunt peste 1 miliard. Sezon, da. Ce facultate ați absolvit? Contabilitate și soțul meu inginer electromecanic. Și ce are în comun cu agricultura? Nu are nimica în comun, dar mai bine decât să lucrăm pentru altcineva, am zis mai bine să lucrăm pentru noi. Speră să devină profitabilă afacerea asta? Da, asta încercăm. Pe viitor încercăm să ne mai extindem, să facem o fermă mai mare și să luăm și câțiva angajați. Totul pe banii din propriul buzunar. Câteva documente îi împiedică să atragă fonduri europene. Finanțare din propriul buzunar, exact. Fără fonduri europene, ne-ați încercat să atrageți bani? Deocamdată n-am încercat pentru că, după cum știe și domnul primar, sunt probleme cu... Încă nu am putut să facem până acum actele, am cumpărat niște pământ acum. Sperăm să ne-a promis domnul primar că putem să o rezolvăm, să vedem cum o rezolvăm. Și probabil pe viitor o să încercăm să facem și dacă se poate. Reușiți să vindeți ceva? Da, e adevărat, reușim, dar mai greu, foarte greu. Trebuie să ne zbatem în toate părțile, cu băiatul pe o parte, eu pe altă parte, pentru că sunt foarte mulți și de la Carrefour din astea, de la care vor, dar pe prețul de nimic. Și așa că noi nu ne permitem să le dăm așa pe marfa care o facem noi. Din păcate, primăria nu poate face nimic pentru tinerii agricultori. Oameni care au început de la plantația a 2 răzoare de căpșuni și acum au ajuns la suprafețe foarte mari și așa cum vedeți și dumneavoastră aici, de la 2 solarii mici făcute în grădină s-a ajuns la aceste solarii mari. Este adevărat. Pentru că managementul este dificitar la noi, pentru că este o zonă de țară, încă n-au început să livreze produse la unități mari în oraș și în exterior. Dar sperăm că în următorii ani se va dezvolta și vor lua și niște fonduri. În afară de cultivarea pământului, localnicii din Mușetești își desfășoară activitatea și la cele 4 gatere care se găsesc pe raza comunei. O femeie de 30 de ani a fost găsită în șoc hipotermic de către un ofițer din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi. S-a întâmplat pe drumul național 66 în zona Castrului Roman. Femeia era întinsă pe marginea șoselei. Tânăra voia să ajungă la Târgu Jiu, însă nu avea bani de drum și a mers pe jos. Noaptea trecută a plouat și a fost mai frig, astfel că tânăra nu a mai putut continua drumul și a intrat în șoc hipotermic. La fața locului a ajuns un echipaj medical și a transportat-o la Spitalul Orășenesc Bumbeștișiu, iar acum se află în afara oricărui pericol. Mănăstirea Lainici își va putea asigura singură energia electrică. Asta pentru că în curând va fi pusă în funcțiune o microhidrocentrală construită în apropierea lăcașului de cult. Odată cu conectarea la această microhidrocentrală, mănăstirea nu va mai fi nevoită să suporte cheltuieli considerabile pentru plata energiei electrice pe care o consuma până acum.
Mănăstirea la Inici este singura din județul Gorj care își va putea asigura energia electrică. În curând va fi pusă în funcțiune o microhidrocentrală construită chiar în apropiere de mănăstire, fiind menită să asigure curentul electric schitului și bisericilor ce aparțin mănăstirii la Inici. Comisarii Gărzii de Mediu Gorj au efectuat în aceste zile o evaluare a tuturor microhidrocentralele existente pe raza județului Gorj, inclusiv a celei de la mănăstire. Echipele de control au vrut să afle dacă acestea sunt conforme cu noile cerințe, având în vedere că multe dintre ele au fost construite pe vremea comunismului. Ne-am canalizat controlul spre a constata dacă în aceste condiții noile reglementări, noile acte normative apărute în materie de protecția mediului vis-a-vis de ariile protejate concură cu aceste funcționare ale acestor microhidrocentrale. În județul Gorj pot să spun că nu sunt probleme din punct de vedere al respectării legislației de mediu a acestor microhidrocentrale și nici a studiilor de evaluare adecvată făcute ulterior apariției acestor noi reglementări. Avem o microhidrocentrală în construcție, practic în faza de punere în funcțiune, aparținând mănăstirii Lainici. Practic nu este nici o microhidrocentrală, este un fel de generator având o capacitate mult diminuată sub 100 de kW. Ea nu intră în sistemul național, asigură doar uzul intern a ceea ce se numește mănăstirea Lainici. Va fi pusă în funcțiune după ce se vor obține autorizațiile de la autoritățile de apă și cele de mediu. În prezent, mănăstirea Lainici primește curent electric de la o gară din apropiere și mai mereu au probleme cu întreruperile de energie electrică. Un nou semnal de alarmă, Ministerul Energiei și CEO vor afla cu ce probleme se confruntă localitățile afectate de activitatea minieră. Președintele Consiliului Județean a declarat că a fost realizat un memoriu și acesta va ajunge pe masa Ministrului Energiei și a managerului CEO. În document se aduce din nou în discuție păstrarea sediului companiei la Târgu Jiu. Voi înainta un material atât Complexul Energetic Coltenia, cât și Ministerul Energiei, domnului ministru, cu privire la activitatea Complexului Energetic Coltenia pe raza județului Gorj și la aportul pe care trebuie să le aducă administrațiile publice locale județene împreună cu administrația ce coordonează această activitate, Guvernul României, în speță conducerea Complexului Energetic Coltenia și ministrul Energiei. Călinoiu vrea ca și județul Gorj să fie parte a strategiei energetice naționale. Încât strategia dezvoltare durabilă națională să includă și strategia dezvoltare durabilă a județului Gorj. În acest sens ne arătăm și am înaintat materialul, deschiderea în continuare de susținere a activității complexe energetice Coltenia și a locurilor de muncă, sediul la Târgu Jiu, dar în același timp, pe lângă măsurile pe care doresc dânsii să le ia pentru eficientizarea activității, să nu se rupă din contextul strategiei și le-am înaintat foarte clar problemele pe fiecare localitate în parte. N-am auzit în această strategie de decât de restructurare, de 5.000, de 6.000, de 1.000, de nu știu câți oameni afară. Dar n-am auzit de vatra de sat de la Cornești că trebuie să o dea comunei Băleși, oamenii o cer și trebuie... În memoriul înaintat ministerului se mai notează și faptul că trebuie să fie realizată o strategie pentru reconstrucția ecologică a zonelor afectate de complexul energetic Oltenia. Toate aceste probleme vor fi expuse și în fața ministrului. Înțeles, solicit pentru susținerea acestui material întâlnire directă la ministrul energiei. De asemenea, voi demara și o acțiune legată de susținerea activității complexului energetic Coltenia prin semnături pe care să le obținem de la români pentru această activitate deosebit de importantă pentru economia națională, Complexul Energetic Coltenia. În prima fază, semnăturile vor fi strânse în județul Gorj, apoi acțiunea va fi extinsă și la nivelul județelor vecine în vederea susținerii activității Complexului Energetic Coltenia și promovarea unei strategii energetice care să includă și Gorjul. Peste 3.000 de persoane au avut luna trecută popriri pe venituri. Motivul a fost că aceștia nu au putut să-și achite facturile, ratele la bănci sau taxele și impozitele. Numărul popririlor este la fel ca și în celelalte luni ale sezonului de iarnă.
În timp ce unii pensionari reușesc să se descurce cu veniturile pe care le au și chiar pun un ban deoparte pentru zile negre, alții au ajuns să li se taie din pensie pentru datorii neachitate la timp. Casa Județeană de Pensii Gorj le oprește vârstnicilor în cauză până la o treime din pensie, după cum spune legea. Dar în unele cazuri se poate ajunge la apopriri chiar pe jumătate din veniturile acestora. Luna trecută, mii de gorjeni au primit bani mai puțini. La sfârșitul lunii februarie 2016, la casa de pensii au popriri pe pensie un număr de 3052 de persoane. În aceste situații, casa de pensii are calitate de terț poprit, practic un intermediar între cei care solicită înființarea de poprire și cei cărora li se înființează această poprire. Iar suma lunară aviramentului în contul acestor copii este de 520.100 de lei. Cele mai frecvente motive pentru care reprezentanții casei de pensii sunt nevoiți să facă popriri provin din hotărârile judecătorești, credite sau taxe și impozite neplătite. Cele mai multe popriri ne vin de la impozite și taxe locale, deoarece respectivele persoane nu și-au achitat impozitele și taxele sau amenziile, și prin executorii judecătorești, băncile. Chiar dacă există și alte popriri, oamenilor nu li se poate reține mai mult de jumătate din pensie sau salariu. Târgucenii mai au la dispoziție câteva zile să-și plătească taxele și impozitele datorate bugetului local și să beneficieze în același timp de o reducere de 10%. Potrivit legislației în vigoare, contribuabilii care nu-și achită obligațiile fiscale până la 31 martie vor suporta penalității de întârziere de 1%. Contribuabilii persoane fizice și juridice își pot achita până la finele acestei luni impozitele pe terenuri, clădiri ori autovehicule, neriscând în acest fel aplicarea de penalități. Dacă își plătesc taxele și impozitele până la data scadentă, aceștia beneficiază și de o reducere de 10%. Reprezentanții Direcției Publice de Venituri Târgu Jiu au scăzut în acest an și penalitățile de întârziere a plății. 16 este scadența primului termen la plata impozitelor și taxelor locale, dată până la care contribuabilii noștri vor beneficia de bonificația de 10% la plata impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport și dată până la care nu vor înregistra majorări de întârziere pentru neachitarea în termen. Și începând cu 1 aprilie vom calcula majorări de întârziere pentru contribuabilii care nu și-au achitat impozitele și taxele pe primul trimestru al anului 2016, cât și restanțele din anul 2015 și până în 2015. Persoanele cu venituri sub 100 de lei pe membru de familie sunt scutite de la plata impozitului pe clădire și teren, dacă depun la sediul Direcției de Taxe și Impozite documentele care atestă veniturile, copia actelor de identitate ale membrilor familiei, dar și o solicitare scrisă. Pandurii au reușit să învingă seara trecută formația ASEA Târgu Mureș, scor final 2-0. Meciul a fost unul extrem de tensionat și brutal. Arbitrul Sebastian Colțescu a acordat 4 cartonașe roșii, toate celor de la ASEA, și 10 cartonașe galbene. Ambele goluri au fost marcate în cea de-a doua repriză. După această victorie, Pandurii acumulează 27 de puncte și urcă pe locul 2 al clasamentului, la 2 puncte de liderul Astra. De partea cealaltă, cei de la ASEA Târgu Mureș rămân pe locul 6, ultimul din play-off, cu doar 19 puncte. Primul care a ajuns mai devreme la vestiare a fost Sucudean, care a primit 2 cartonașe galbene în minutele 30 și 32. După pauză, mureșenii au continuat să fie nervoși, iar Constantin a fost eliminat în minutul 65 pentru un fault dur. În minutele 82 și 84, Voiculeț și Ramiro Costa au fost și ei eliminați după faulturi dure. În minutul 46, Vasilievici a deschis scorul cu o lovitură de cap din 7 metri. Scorul final a fost stabilit de Ioan Hora, care a transformat un penalti în minutul 73. Cristi Săpunaru a recunoscut după partidă că nu a mai luat parte la un asemenea duel. Suntem fericiți că am câștigat cele 3 puncte, cu toate că nu ne doream să le câștigăm așa. Noi am venit să jucăm fotbal. Știam că ASEA joacă mai dur la ea acasă. E o echipă experimentată cu jucătorii care își doresc să câștige campionatul. Este regretabil ce s-a întâmplat. Sper să realizeze că nu au făcut nimic bun pentru ei. Mai au 9 meciuri în play-off și nu știu cât îi ajută să ia 4 cartonașe roșii. Nu am avut niciun duel verbal cu Adimutu. I-am spus să se calmeze, atâta tot. Nu am mai trăit un asemenea meci, a comentat jucătorul de 31 de ani. După această victorie, Pandurii urcă pe locul 2 cu 27 de puncte, 2 mai puțin decât Astra, iar ASEA Târgu Mureș rămâne pe locul 6.
Știrile se opresc aici. Rămâneți pe Gorj TV de la ora 21. Puteți urmări o ediție specială cu ocazia zilei de 8 martie. Sunt Diana Pătruț. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 18. O seară frumoasă tuturor!